Deci primele, Cred că primele cinci ediții au fost cu un minus consistent. Țin minte, atunci am -mi ipotecat efectiv casa și am luat un credit de la uh, cunoștințe și am și învățat un lucru și l-a contribuit foarte mult la vizibilitatea târgului de Crăciun. Uh, am redus foarte mult programul cultural al târgului. Deci să bugetul nostru de cheltuieli este undeva pe la 600.000 de lei. momentan pe ediție. Prima astfel de, de evoluție a târgului când se va dezvolta în altă parte va fi să creăm uh, un loc plăcut în care chiar poți să vii odată la câteva zile. Băgăcesc cu Huet, piața mică și să fie chiar să poți face un traseu. îmi cer scuze sibienilor că nu este mai plăcut pentru ei, dar nu știu cât e de amuzant, așa uitându-mă în spate, dar fix în ziua inaugurării să vezi cum arăta uh, distrugerile în acel moment... Uh, pe lista noastră de top este să existe un carnaval, este cea mai tipică sărbătoare potrivită pentru această perioadă și a făcut un brand, Bătrânul Sas și eu am deschis un mic magazin în piața Cibin. Cred că în câteva luni eram din nou noi în pragul insolvenței. S-a ajuns la bătrânul sas. Deci domnul Rot, acela este bătrânul sas. <fixi>